atât în ceea ce privește viața personală, cu atât mai mult în ceea ce privește căsnicia cu Bianca Drăgușanu. Victor Slav și-a deschis sufletul aseară la un show păcătos. Și poate cea mai importantă mărturisire a lui Victor este aceea că și-a asumat o mare parte din vină pentru eșecul căsniciei cu Bianca. Noi suntem niște îndrăgostiți. Se iubesc și punct. Indiferent ce a fost în trecut, Bianca și Victor par mai pregătiți ca niciodată să meargă împreună pe același drum. Dacă mă întrebi în momentul de față ce suntem noi, îți spunem, nu suntem nimic, noi suntem bine și atât. Ce a fost în trecut între ei, parcă nici nu mai contează. Important e viitorul. Tu în sinea ta te consideri, într-un fel, în mare parte vinovat de ce a făcut Bianca. Da, în mare parte, da. Se pare că flacăra iubirii dintre ei s-a reaprins atunci când Bianca a suferit un accident sângeros. În momentul ăla m-a sunat, era acasă, mi-aduc aminte, eu eram acasă și mi-a spus plângând, urlând, practic, că s-a rănit foarte tare la picior. Am intrat în casă, îi spun sincer, a fost o imagine... Ea era întinsă pe jos. Cât despre posibilitatea de a avea un copil cu Bianca? La fel de convins sunt că ar ieși un copil foarte frumos.